Alarmă astăzi pentru PSD, o înfrângere pentru Victor Ponta, până la urmă mereu împotriva logicii și a așteptărilor celor mai mulți dintre noi și-a găsit un guren și în Parlament. Și iată că a ieșit, a fost votat, s-a uns până la urmă mereu la șefia SIE. Se pare că omul făcuse totuși o fixație pentru acest post, că și dorea practic mai mult decât ar fi fost cazul. De altfel, el lansase și un mesaj pe care poate că o să-l citim la un moment dat, în urmă cu puțin timp, în acest an, în luna aprilie, lansase un mesaj destul de malefic, așa, prin care ne amenința și pe noi, sigur că ne simțim și noi vizați, dar și pe cei din politică, apropo de menirea sa pe acest pământ. Mereu n-a inventat nimic, sau poate că a inventat. Dar tot așa ca și finlandezul nostru, tot a pagubă, pentru că și el a făcut vreo 360.000 de kilometri în campania electorală pentru nimic. Și asta ar trebui consemnat. Da? Adică există inventatori și există inventatori degeaba. Da? Până la urmă, tot inventatori se numesc. Dar ca să ne întoarcem la performanța de astăzi a lui MRU, pentru că nu are sens să-i găsim acum pe tensoare, el revine așadar la șefia SIE, pentru că plenul reunit al Camerei Deputaților și al Senatului l-a votat astăzi cu 278 de voturi favorabile și 6 împotrivă. 5 parlamentari prezenți în sală n-au votat. Acum noi credem că decizia PSD-ului de a nu participa la acest vot a fost una greșită. Cred că dacă PSD-ul ar fi fost în sală și ar fi votat împotriva lui MRU, poate că ar fi avut câștig de cauză. Cine știe pe cine mai mobilizau pe acolo. Cred că a fost o decizie proastă această retragere, care până la urmă este o sfidare. Este o sfidare, pentru că președintele țării nu este chiar un rahat. Atât timp cât vine cum ar fi un ordin, că mai multa ordin a sunat ceea ce a propus Klaus Iohannis, pentru că până la urmă n-a respectat legea 100%, ne trimițând prin CSAT, da? Această virtuală numire a lui MRU, a trimis-o direct în Parlament și iată că acolo până la urmă i-a ieșit lui MRU, deși zarurile păreau să nu se învârtă favorabil pentru el într-o primă fază. Omul, sigur, fost utecist, MRU este cel mai ușor de văzut politician, sigur, cu filtrul imaginației, cu jnurul ăla galben, ba nu, albastru, pardon, că ăla era comandant de unitate. Jnurul ăla albastru la chept, da, la Iași acolo la el, la Iași, da, ținând jurăminte dintre astea, pentru că la 4-6 de ani cât are MRU, înseamnă că am fost contemporan. Da, în vreme ce el se lăfăia cu jilțul ăsta albastru, cu jirul ăsta albastru la gât. A. Am fost și eu posesor al ulei roșu, țin minte, l-am avut. A, nu e un lucru de mândrie ăsta, dar s-a întâmplat în orice caz într-o vreme în care se vota tot așa și în clasă ca în Parlament. Astăzi erau mulți chiori. Undeva prin clasa a patra sau nu știu când începeau cu jnururile astea. Dar în orice caz, dacă îți dădeau ăla roșu, care era un fel de comandant al rândului de la fereastră, sau ceva de tipul ăsta, nu mai puteai să ajungi să le deții nici pe ăla galben, care era șeful clasei, și nici pe ăla albastru, care era șeful școlii. Nu, așa era. Da? Eu am avut ăla roșu, deci eu aveam grijă de flori. Practic eram șeful ferestrei. Să n-arunce lumea cu castane, știți că se colectau castane, să n-arunce cu sticlele de sana, să n-arunce cu gume, adică cu radiere, vreau să spun, cu rigle, cu compasuri, să n-arunce pe fereastră. Deci era fleac să fii comandant de, cum se numea ăla, de grupă, bă. Era de grupă, de detașament și de unitate. De ce amintesc despre aceste rahaturi? Tocmai pentru că și MRU spune cam același lucru. Și, într-adevăr, fraza asta este antologică. E un discurs destul de lung aici, dar o să o găsesc la un moment dat. El spunând, este o misiune care mă onorează, pe care cred că am știința să o fac, să o duc la bun sfârșit și pentru îndeplinirea căreia nu voi precupeți niciun efort. E, într-adevăr, domnule MRU, pentru asta meritați aplauzele noastre, dar n-am două mâini libere acum că v-aș aplauda. Așa era și atunci, să știți. Tabloul lui Neanicu era deasupra, ăla într-o ureche, cum s-a spus ulterior, la vremea respectivă eram așa de timorați, încât nu ne puteam uita decât, nu ne puteam uita la Ceaușescu decât așa cum se uitau chinezii la Mao.
n-aveau noi grijă urechii. Asta s-a aflat pe urmă. Mulțumesc colegilor de la UNPR, doresc să le mulțumesc colegilor de la UDMR și așa mai departe. Le-am mulțumit tuturor, mai puțin nouă, care totuși am ținut ieri un discurs sfărăitor aici, în fața națiunii, în favoarea lui MRU, da? Pentru care sigur că am fost blamați, dar așa consideram că totuși acest om, care sigur a mai fost la Serviciul Informațiilor Externe, a fost și prim-ministru, a fost și ministru de externe, poate să îndeplinească o funcție în stat, chiar dacă și lui îi sunt atârnate destule tinichele de coadă. Bun, o să mai vorbim despre MRU, dacă va mai fi cazul. Liberal.